La aproape o lună de când Ana Oroș a fost fâșiată de o haită de câini în zona lacului Morii din București, o altă femeie a avut parte de o experiență traumatizantă. Își primba câinele când a fost încolțită de doi cane corso, o rasă considerată extrem de agresivă. Femeia a reușit să se salveze aruncându-se de pe dig. Întreaga aventură s-a lăsat cu un scandal imens între poliție și ASPA, care s-au acuzat reciproc că nu-și fac treaba. Atacul s-a petrecut în această zonă unde o femeie își plimba liniștită cățelușul pe digul lacului Mori. Cei doi câini de luptă care au atacat-o au scăpat dintr-o curte a unei case din apropiere. Femeia când a văzut cele două animale că se reped la ea a fost atât de speriată încât a coborât de pe dig în această zonă înspre apă. Însă această decizie nu a salvat-o pentru că uh, cele două animale din rasa carne Corso au sărit după ea. Salvarea a venit de la un bărbat care a văzut ce se întâmplă, se plimba și el pe dig și a ajutat-o pe femeie să urce zidul înapoi. Iar cele două animale au rămas blocate aici și au fost prinse, capturate de către echipajele ASPA. Femeia și cățelul ei au scăpat în ultima clipă, însă ce a urmat este surprinzător. Proprietarul câinilor a fost identificat și sancționat de polițiști. Mult prea blând, spun reprezentanții ASPA, care i-au acuzat că nu aplică legea corect. Este o contravenție prevăzută de UG55-2002. Au aplicat maximul amenzii, ceea ce înseamnă 500 de lei, însă conform legislației proprietarul poate să plătească jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile. Asta înseamnă jumătate din 100 de lei, deci 50 de lei. La rândul lor, polițiștii au precizat într-un comunicat că proprietarul a primit nu una, ci trei amenzi. 2000 de lei pentru că a lăsat câinii liberi, 500 de lei pentru că nu l-a declarat pe unul dintre ei și încă 1500 de lei pentru că nu și-a sterilizat animalele. Mai mult, acesta s-a ales și cu dosar penal pentru că și-a mutilat animalele tăindu-le urechile și cozile. Dar asta nu e tot. Polițiștii au anunțat că cea mai mare amendă de 5000 de lei le-au aplicat-o celor de la ASPA pentru că nu au dus cei doi câini în adăpost. Am dus la adresa proprietarului împreună cu secția 20 Poliție și cu jandarmeria, să înapoiem câinii proprietarului, fiindcă vorbim despre câini cu proprietar și nu avea niciun sens să-i ducem în adăposturile ASPA. Dincolo de scandalul dintre autorități rămâne întrebarea dacă zona este una sigură pentru oamenii. Aceste imagini au fost surprinse de niște camere de supraveghere la câteva zile după ce Ana Oroș a fost sfâșiată de o haită de câini. 11 câini încă se plimbau liberi. Eu mă plimb des, zilnic aproape, uh -huh. și văd câte 7-8-9 câini. Eu am reclamat la vreo 2-3 Deștia, locali. După un an de la primul atac asupra Anei Oroș, anchetatorii nu au găsit niciun vinovat. În curând, se face o lună de la al doilea, dar nici în acest caz nu există vinovați. Procurorii l-au identificat pe proprietarul terenului și au aflat de la acesta că nu a putut să-și împrejmuiască terenul pentru că primăria nu i-a dat autorizație de construcție. Reprezentanții primăriei sectorului 6 susțin că nu se poate elibera documentul pentru că zona este inundabilă, fiind încadrată ca teren arabil intravilan.